mine mă asta cu drogurile la copii, este ceva. Pentru că ei nu le înțeleg. Ei nu înțeleg bine. Și, orice și medicament... sunt înțeleg, exact le, da. și, orice și... medicament e un drog. Dar, vorbind strict despre drogurile astea, la care se referă toată lumea, ei nu pot, la vârsta asta, ei se dau mari, lor se pare o da. chestie mișto, cool, uh, greșit, frică, că mișto, mistocul. Greșit. Foarte frică mi este și de anturaj, pentru că e greu să-i controlezi. Anturaj, cercul da. de prieteni într-un fel în care copilul acasă și apoi să exact. ajunge într un anturaj și se poate da, schimba da, la skin, da, 180 da, cred că de de aici de... e marea problemă, știi? Că de aici mergi mai departe și Aș vrea, dar asta nu știu cum, dar aș buc Asta mi ar plăcea cel mai mult, ca în momentul în care începe să plece singură de acasă să nu avem nicio problemă, să fim Eu acum mă văd că i ai i ai uh, înțeleaptă. Ea da. e, nu e neapărat în siguranță, înțeleaptă cu ea și uh -huh. cu ce face. Pentru că, de fapt, fi cu minte nu înseamnă, nu înseamnă să stai cu minte, să nu mai faci nu știu ce prostie. Să ai minte, să te gândești cu mintea. Și asta e tot spun de când e ea mică. <gântu -i> și acum spune mereu când dă o replică. <gântu -i> vezi, vezi! Am gândit -am cu creierul! Da, am gândit, am gândit, gândit cu creierul! Deci să știi că creierul gândește. Părinți, pregătiți! Un podcast DGFM cu Beatrice Ghiciov. Ca să știi.